Bună seara, stimați telespectatori, luni seara, ora 18.30, emisiunea Historia. În această seară, tema emisiunii este legată de cutremurul din 4 martie 1977, o temă care astăzi este de actualitate, ținând cont de ceea ce s-a întâmplat în Turcia și de cutremurile din România din ultimele zile. Însă, o să povestim despre cutremurul din 1977, sub aspectul acesta al modului în care autoritățile de atunci, regimul comunist, Nicolae Ceaușescu, a putut să facă față unui astfel de eveniment și modul în care a reușit să ducă la bun sfârșit operațiunile de salvare sau de refacere a ceea ce se stricase în București. În acest sens, dați-mi voie să vă prezint invitatul meu din această seară. Este vorba de istoricul Mădălin Hodor. Bună seara! Bună seara! Și bine ați venit la emisiunea Historia. Bine v-am găsit și pe dumneavoastră și pe privitorii dumneavoastră. Da, vă spuneam la început că există voci și astăzi care susțin că regimul comunist, în speță în perioada Nicolae Ceaușescu, a reușit să acționeze foarte bine în conjunctura evenimentelor din 1977, atunci din 4 martie. Cât de adevărat este această afirmație sau dacă există și lucruri mai puțin cunoscute legate de modul în care s-a reușit să se rezolve acea problemă? Da, sigur, este destul de aparent, ar fi simplu de dat un răspuns. Acum, în mainstream s-a impus și în mentalul colectiv s-a impus această idee a unei operațiuni, să spun, desfășurate cu succes de regimul comunist în înlăturarea urmărilor cutremurului din 1977. Foarte mulți oameni care au trăit în perioada respectivă și vă spun că am discutat de-a lungul timpului când am făcut documentarea pentru o serie de articole pe care le-am publicat în revista 22, am discutat și cu oameni care au trăit cutremurul din 1977 și urmările și mulți dintre ei își aduc aminte în mod pozitiv de acțiunile întreprinse de autorități imediat după cutremur. Asta pe de o parte. Pe de altă parte însă există foarte multe documente de arhivă și alte mărturii, știu eu, care provin din alte zone de expertiză, inclusiv din categoria experților care au lucrat efectiv în înlăturarea să zic, consecințelor cutremurului din 1977, adică mă refer la aparatul tehnic care a fost mobilizat imediat după cutremur, ingineri, experți în construcții și așa mai departe, care oferă o cu totul altă imagine. Practic vorbim despre două tipuri de imagine. O parte a populației care susține că s-au făcut lucrurile foarte bine și o altă parte care susține că lucrurile nu s-au făcut foarte bine. Acum, ar trebui precizat din capul locului că cutremurul din 1977 a fost probabil fără precedent în sensul în care este singurul cutremur documentat din istoria recentă a României. Avem pe cel din 1940, despre care se știu mai puține, care a fost un cutremur mult mai devastator decât cel din 1977, fiind și de o intensitate mai mare. Dar, dacă vreți, în mentalul colectiv al societății românești, în generația dinaintea mea, eu sunt născut în aprilie 77, deci la o lună după cutremur, în generația mea și astăzi, cred că cutremurul din 77 este, să spun, evenimentul de referință de care toată lumea știe, pe care toată lumea îl invocă atunci când se întâmplă, așa cum spuneați dumneavoastră, evenimente de genul cutremurului din Turcia. Deci, practic, este cutremurul pe care l-au experimentat părinții noștri, bunicii, și pe care și noi îl avem în mental în felul acesta. Da, vă rog. Ținând cont de perioada în care ne găsim, anii 77,
dacă ne întoarcem în timp, chiar în ziua cutremurului, să spun, prea multe informații nu se știa în țară despre ce se întâmplase, în special la București. Cutremurul a fost resimțit în mai multe părți din țară, însă informațiile lipseau. Da, și chiar adică cutremurul a fost resimțit și în România, dar și în, a avut o arie largă de răspândire, de difuzare. S-a resimțit și în Bulgaria. Efectele lui s-au resimțit până la Sankt Petersburg, în Uniunea Sovietică. Deci el a produs, s-a difuzat pe o arie extinsă. Intensitatea lui 7,4 pe scara Richter, intensitate foarte mare, care îl plasează în categoria cutremurilor devastatoare. Așa cum spuneați dumneavoastră, primele informații nu au fost foarte clare. Nicolae Ceaușescu se afla pe 4 martie într-o vizită oficială în Nigeria. El a fost înștiințat, cutremurul a avut loc la ora 21 și 22, parcă, ora Bucureștiului. El a fost informat imediat, se afla la o recepție și a fost informat de un membru al staffului diplomatic român că s-a întâmplat la București un mare cutremur. Inițial, știrile au fost destul de alarmante, în sensul în care se vorbea despre distrugerea totală a orașului București, despre ruperea unor baraje. Practic, nu se știa foarte clar ce s-a întâmplat. Nicolae Ceaușescu și-a întrerupt, bineînțeles, vizita și s-a întors a doua zi, pe 5 martie, la București. Ce trebuie spus este că nu era nimeni pregătit pentru un astfel de eveniment și asta cred că este o chestiune care a fost, dacă vreți, foarte importantă de precizat, pentru că a fost practic, a constituit catalizatorul evenimentelor care au urmat după cutremur. Practic nu exista, dacă vreți, în memoria nici a populației și nici a autorităților. Nu s-a gândit nimeni la această posibilitate. Efectiv, nu s-a așteptat nimeni să fie un cutremur. Deci să înțeleg că nu exista niciun plan, nu, trecuseră cât 37 de ani de la marele cutremur, da, despre care ați amintit din 1940 și autoritățile nu știau nimic despre starea clădirilor, nu se gândeau la faptul că un posibil nou cutremur avea să fie fatal chiar într-o zonă grea din București, centrul București, putem să spunem. Așa este, nu existau niciun fel de normative în construcții care să prevadă riscul seismic de o asemenea amploare, nu existau nici planuri de intervenție prestabilite, nu exista absolut nimic, adică pur și simplu a fost un cutremur, dacă vreți, care a luat pe nepregătită total atât autoritățile cât și populația, dar în fine, în principal autoritățile. Și sunt relatări referitoare la ceea ce s-a întâmplat imediat, dacă vreți, la câteva minute, ore după producerea cutremurului. Neexistând un plan foarte clar de intervenție, practic s-a acționat haotic. Fiecare instituție care s-a putut implica, mă refer la, nu știu, forțele armate, echipele de intervenție de la salvare, muncitori sau știu eu, cei de la miliție și așa mai departe, cetățenii obișnuiți au acționat fiecare după cum au crezut ei de cuvință, nu există niciun fel de coordonare în acțiune. Mă refer la primele ore, imediat după producere. Din cauza că, așa cum vă spuneam, nu a existat niciun plan de pregătit dinainte, a fost totul complet pe nepregătite. Abia în data de 5 martie, când Nicolae Ceaușescu se întoarce din Nigeria și aterizează la București, se dă o hotărâre, un HG, prin care se introduce starea de necesitate și se iau primele măsuri de organizare, cât de cât, a activității de căutare și de, în primul rând, de salvare a persoanelor care încă erau prinse sub dărâmături și de înlăturarea efectelor cutremurului. Primele măsuri care au fost luate, evident, vizau îndepărtarea molozului, deblocarea căilor de acces, pentru că foarte multe dintre blocuri se prăbușiseră pe carosabil. În unele situații trebuia intervenit pentru ca respectivele clădiri să fie demolate, pentru că reprezentau în continuare pericol.
Au fost și replici după cutremurul acesta de 7,4, e adevărat de mică intensitate, 4,9, 4,7, dar a existat și astfel de replici. În principal era problema că populația fusese, se panicase foarte mult. Erau știri și foarte multe zvonistică legate de câte persoane sunt decedate. Nu erau, pe, în 1977 nu erau foarte multe mijloace de informare, televiziunea națională și... Știu că televiziunea și-a încetat emisia, nu? Televiziunea și-a încetat emisia în timpul cutremurului. Și populația a aflat de cutremur mai mult de, din exterior, de, la Europa Liberă, cred că era zona. Da, chiar în perioada respectivă... Postul Europa Liberă, știți că era, se practica bruierea postului Europa Liberă, fiind considerat un post ostil regimului. Și în zilele respective se pare că securitatea, de exemplu, a întrerupt activitatea de bruiere. Pentru, de ce? Pentru că foarte multe persoane apelau la Europa Liberă pentru a afla știri despre rudele lor din țară. Și practic Europa Liberă a deschis un fel de hotline unde se citeau mesaje de la rudele din străinătate către cele din țară. Cei din țară aflau știri legate de cutremur de la Europa Liberă. Adică regimul practic nu mai reușea să mențină monopolul informației în acele zile, așa cum o făcuse. Dar, în schimb, acțiunile regimului comunist încă din primele zile au avut această factură, să spun ideologică, și la ce mă refer, pentru că nu a acționat, adică preocuparea pentru acțiunile efective de îndepărtare a urmărilor cutremurului au fost dublate de acțiuni de supraveghere a populației. Apropo, care au fost principalele instituții care s-au implicat chiar de la început, poate chiar înainte de a veni Ceaușescu în țară, în acțiunile de salvare? Vorbim de instituțiile de forță, adică Ministerul Apărării Naționale, unitățile Ministerului de Interne, chiar trupe de securitate sau elevii de la școala de la Băneasa, de exemplu, la școala de ofițeri de securitate de la Băneasa, miliția, medicii, salvarea, spitalele, adică infrastructura aceasta, să zic, de urgență. Dar la ora respectivă nu exista, cum există astăzi, un comandament unic care să dirigeze forțele, ci pur și simplu fiecare încerca să facă de capul lui. Dar ei au, mă rog, s-au implicat cât de cât. Încă ceva este că aceste persoane care totuși încercau să acționeze pentru a salva victime sau pentru a face ceva pozitiv în această perioadă, nu aveau nici cele mai mici cunoștințe despre ce anume trebuie să facă. Adică informațiile despre cum trebuie să acționezi în cazul în care o victimă este blocată sub dărâmături sau ce trebuie să faci, că totul a fost complet lăsat la voia întâmplării, cel puțin în primele zile. Dar vă povesteam de faptul că securitatea, de exemplu, a continuat să monitorizeze cetățenii și ceea ce se întâmpla cu tremur, pentru că în dosare am găsit un episod, după cum știți, imediat după cutremur s-a produs o emoție foarte puternică în țările din jurul României, dar și în Occident, pentru că s-a aflat imediat de amplitudinea cutremurului și de dezastru care este în România. Și multe din țări și-au oferit ajutorul pentru victimele din România. Și vă referiți și occidental, nu? Vă referiți, suntem în perioada... Da, deci e vorba și de țări din Occident, din Japonia, de exemplu. A fost Statele Unite, Canada, a fost, dacă vreți, ca și în cazul despre care vorbeați dumneavoastră, Turcia, a fost tot așa, o mare efervescență în a ajuta România. Nu conta că România era un stat comunist sau nu conta că, mă rog, era o barieră ideologică. Și în sensul ăsta există un exemplu pe care l-am găsit în dosarele securității, o echipă de salvatori elvețieni, da, trimiși din Elveția, care au venit chiar pe 5 martie la București,
o echipă însoțită de câini care erau specializați în căutarea victimelor blocate sub dărâmături sau sub, mă rog, ei îi foloseau, de exemplu, pentru a ajuta victimele avalanșelor din munți, dar, în fine, era o echipă specializată în salvarea unor astfel de victime. A ajuns la București și securitatea a blocat intervenția acestei echipe timp de o zi, pentru că exista suspiciunea că această echipă ar putea să fie, de fapt, o echipă de spioni CIA care să se infiltreze în România. A durat o zi până când s-a clarificat această situație, zi în care probabil salvatorii elvețieni ar mai fi reușit să mai găsească niște persoane în viață sub dărâmături. Și ăsta e un exemplu minor a ceea ce vă spuneam, faptul că cumva regimul imediat a început să tureze, după primele momente de panică, a început să tureze această dimensiune, să spun, ideologică a cutremului și a acționat în primul rând în această direcție, lăsând siguranța cetățenilor pe planul 2. De aceea, uneori, într-un interviu pe care l-am dat, am spus că cutremurul din 1977 a fost un cutremur ideologic comunist, adică un cutremur în care autoritățile comuniste au acționat mai degrabă în baza unor norme și a unei ideologii decât în baza unor reguli de, cum să spun, de salvare a vieților și de îndepărtarea urmărilor cutremurului. Da, deci avem, bine, putem face o paralelă în momentul 68 și 77 de modul în care regimul a știut să își facă mai cunoscută prezența și se apropie mai mult de popor, cum am putea spune. Într-adevăr, oamenii au văzut acest lucru. Sigur, și panica a fost mare și asta a favorizat faptul că orice măsură cât de cât luată de regim a părut ceva excepțional de bine făcut. Pentru că nimeni nu putea să stea să compare, nimeni nu știa exact ce trebuie făcut, așa încât, sigur, când au mobilizat niște camioane, niște basculante și muncitori să vină acolo și să ajute oamenii, sigur că lumea a zis, da, ok, este o chestie foarte bună. S-au luat și niște măsuri, zic eu, bune atunci, adică, mă rog, populația din unele blocuri avariate a fost evacuată, au fost duși în centre de primire, dar au fost și alte lucruri mai puțin bine făcute. A fost o chestiune legată de zvonistica care s-a răspândit imediat după producerea cutremurului. Vă spuneam că oamenii apelau la Europa Liberă, dar nu toți puteau să facă lucrul ăsta. În provincie, cei care aveau rude în București, îndeosebi, erau lipsiți de orice fel de informații. Sunau zeci de persoane la televiziune, pe unde credeau ei că pot să obțină date și cereau informații despre blocuri care, mă rog, ei credeau sau auziseră că sunt prăbușite, dacă e adevărat că blocul cu tare s-a prăbușit unde stăteau rude de ale lor. De asemenea, și în rândul populației din București se instalase o oarecare panică. Erau oameni care nu mai vreau să intre în locuințe de frica repetării cutremurului. Și a fost o întreagă perioadă în care foarte greu s-au așezat lucrurile. Colegul Ceaușescu, așa cum spuneam, s-a întors pe 5 martie și a început deja să dea niște... Da, niște până se întoarce Ceaușescu în 5 martie, este o perioadă, așa să zicem, de haos, adică nimeni nu știa ce să facă. E o perioadă de relativ haos și asta ține și de stilul de conducere, dacă vreți. Deci regimul, punct negativ al unui regim dictatorial e faptul că până nu vine șeful să așeze lucrurile, nimeni nu știe ce să facă, că e frică de răspundere, de responsabilitate. Exact, ați spus punctul pe ei, exact din acest motiv, adică pe lângă faptul că nimeni nu prea știa exact ce să facă și nu exista niciun plan, exista și această teamă că fără un ordin direct și fără indicații prețioase, cum se spunea, nu vrea nimeni să facă niște lucruri pe care după aceea să îi se impute. Doamne, n-ai făcut aia sau ai făcut greșit o chestie sau alta. De aceea numesc perioada aceasta de până la venirea lui Ceaușescu perioada de haos în care și
acum, după atâtea discuții despre cutremure, știm deja, nu trebuie să fim specialiști, cât de vitale sunt în salvarea vieții oamenilor acele ore care sunt imediat după cutremur. Adică dacă atunci trebuie să intervii foarte rapid și să salvezi ceea ce se mai poate salva. Cu cât trece timpul, cu atâta mai greu îndepărtezi sau mai găsești persoane în viață sau poți face ceva pentru oameni. Dar, într-adevăr, între producerea cutremurului și venirea Ceaușescu, practic, toată lumea a înghețat, au făcut câte ceva ce au putut fiecare, fără să facă ceva, fără să așteptăm aceste indicații prețioase, care, într-adevăr, au venit începând cu 5 martie, după ce Nicolae Ceaușescu a luat și măsura legală de a introduce starea de necesitate și de a lua aceste măsuri, de mobilizare a activului de partid, chiar așa se și spunea în textul hotărârii, se mobilizează tot activul de partid, adică practic nu era vorba numai de o acțiune, așa cum spuneam, a unor instituții specializate, ci practic și membrii de partid erau mobilizați ca să contribuie, mă rog, unde puteau fi trimiși la îndepărtarea acestor efecte ale cutremurului. Da. Spuneați mai înainte de propaganda mare care s-a făcut asupra modului în care s-a implicat Nicolae Ceaușescu. Ea a fost atât pe plan intern, dar și pe plan extern, pentru că, iată, nu știu dacă s-a mai întâmplat vreodată sau se va mai întâmpla vreodată în acel moment, Nicolae Ceaușescu organizează și o conferință de presă la care participă foarte multă presă internațională. Avem o scurtă secvență în această conferință în care Nicolae Ceaușescu chiar prezintă un bilanț al victimelor accidentaților, cum zice el, cu tremurul din 77. Haideți să vedem puțin imaginea. Până în prezent avem 1.387 de decedați, dar probabil că numărul lor va mai crește în București cu câțiva zeci de decedați. De altfel, din acești 1.367, 1.240 sunt în capitală. În total au fost accidentați 10.500 de oameni, din care 2.280 au fost internați și se găsesc încă internați în spitale. Restul, după tratamentele acordate, au putut să iasă afară. Da, sper că s-a auzit, nici nu-mi dau seama aici în regie. S-a auzit, nu? Da, e extrem de interesant chestia asta, mai ales că am mai găsit și un filmuleț prin care Nicolae Ceaușescu urechează ceva ziariști din Austria care puneau sub semnul întrebării chiar partea asta de modalitate în care s-a acționat în perioada respectivă. Da. Comitetul nostru politic, guvernul, cu nostru sunt convinse toți că vom reuși, în ciuda tuturor acestor greutăți, să ne îndeplinim în bune condiții planul de dezvoltare economică socială a țării. Menționez aceasta pentru că am citit o serie de comentarii, nu știu dacă scrise de unii din cei prezenți aici, în care presupun că în fața acestei situații planul cincinal de dezvoltare a României a rămas numai câteva petece de hârtie, cum scria un ziar, mi se pare, austriac, Dipres, mi se pare. O chestie iarăși inedită, putem să spunem, pentru ce a semnat regimul comunist. Da, și foarte interesantă. O să o comentăm. În primul rând, aș spune că cifrele pe care le citește Nicolae Ceaușescu nu sunt cele reale. El spune că sunt 1.300 și ceva de victime și estimează că vor mai fi câteva zeci, ca să-l citesc din ceea ce spunea. De fapt, bilanțul este 1.578, deci au fost câteva sute, aproape 200 și ceva în plus Față de ce spunea el acolo, iar numărul persoanelor rănite a fost undeva în jur de 11.000 de persoane.
Desigur, cifrele sunt încă foarte disputate și la ora actuală. Nu există neapărat o cifră foarte sigură. Se pare că n-a fost o evidență destul de precisă a morților și a persoanelor decedate. Nu a fost o evidență foarte precisă nici a clădirilor avariate. Și aici o să intrăm, dacă vreți, în partea în care vorbim efectiv de ce a făcut regimul Ceaușescu pentru înlăturarea efectelor cutremurului. Da, o să povestim de partea asta, dar mai întâi aș dori să ne spuneți de perioada în care a durat operațiunea de salvare. Și aici cred că a fost o mică problemă. A fost prea scurt timpul sau prea lung timpul? Lucru care l-a nemulțumit pe Nicolae Ceaușescu, am impresia. Da, așa este, cum spuneți noastră, a fost o perioadă de timp. Acum, ca să înțeleagă și telespectatorii noastre, adică să punem cumva lucrurile în perspectivă. După perioada inițială, în care Nicolae Ceaușescu a vrut să arate o față, cum să spun, a vrut să arate compasiune, a vrut să arate că este implicat în toată chestiunea cu cutremurul, a fost pe străzile capitalei, a vizitat victimele în spital, există imagini și mi se pare chiar și filmări cu Nicolae Ceaușescu vizitând răniți. Avem și o poză. Da, exact. Copii, femei, sunt poze cu el. Deci el a vrut practic să transmită această imagine a unui conducător care este foarte preocupat de soarta poporului și de soarta celor care au suferit urmările cutremurului. Și aceasta este, dacă vezi ce spuneați dumneavoastră la începutul emisiunii, acea imagine pe care foarte mulți oameni vor să o păstreze despre ceea ce s-a întâmplat, despre acțiunea autorităților referitoare la cutremurul din 77 și ceea ce a făcut Nicolae Ceaușescu. Dar, în realitate, după câteva zile, Nicolae Ceaușescu a devenit tot mai nerăbdător, în sensul în care nu mai considera că trebuie, de exemplu, căutate în continuare victime în dărâmături. Ce se întârzi atât de mult? Era foarte, foarte iritat, pentru că, practic, ce dorea Nicolae Ceaușescu era să se treacă cât mai repede peste urmările cutremurului, să se elibereze foarte repede toate clădirile avariate, să fie îndepărtat molozul, să se înceteze orice operațiune de căutare sau orice fel de chestie care, în opinia lui, întârzia în mod nepermis un efort al lui de a reașeza normalitatea în România. În paranteză fie spus, un regim de tip totalitar, un regim cum a fost cel comunist, se bazează pe următorul silogism foarte simplu, că totul este perfect controlabil și perfect previzibil. Nu există imprevizibil într-un regim totalitar. Un fenomen natural, un dezastru natural, este ceva imprevizibil și practic cumva e ne la locul lui într-un regim în care totul este controlat. Cumva această situație a stingerit conducerea de partid și de stat și practic Nicolae Ceaușescu dorea cât mai repede restabilirea normalității. Începe să devină din ce în ce mai iritat când îi se explică că trebuie să se mai întâmple niște lucruri. Nu știu, poate ar trebui să mai așteptăm un pic să nu începem să evacuăm molozul, că poate mai sunt oameni prinși și de desubt. Erau persoane care aveau rudele prinse sub dărâmături și care erau, de exemplu, în jurul locurilor unde se evacuau molozul și ele protestau sau încercau să împiedice chestiunea asta. Atitudinea asta de nerăbdare, dacă vreți, a lui Nicolae Ceaușescu se va vedea și în continuare și va avea efecte foarte nocive. Da, s-au căutat vinovați pentru, și vă rog să rulați principale clădiri care au căzut atunci în 77, Scala, Dunărea, s-au căutat vinovați pentru modul acesta de prea ușor au căzut clădirile, deci vinovați pentru cei care le-au ridicat. Ele sunt făcute undeva în perioada interbelică, au trecut și peste cutremuri din 40, cred, unele dintre ele. Da.
Da, bineînțeles că, dar aceasta nu în prima fază. Nu în prima fază, abia undeva începând cu luna mai-iunie a început să apară și această, cum să zic, această necesitate. În momentul în care cumva s-a sesizat că doar anumite clădiri căzuseră și oamenii începuseră să-și pună întrebări referitor la această chestiune, adică de ce nu s-au prăbușit alte blocuri și s-au prăbușit doar anumite blocuri, de ce au căzut alea și nu alelalte, de ce, de exemplu, la unele blocuri a căzut doar o scară și așa mai departe. Și în această căutare a unor răspunsuri, practic, ceea ce Nicolae Ceaușescu face este să îndrepte propaganda oficială spre ideea că au căzut acele clădiri care fuseseră ridicate în timpul regimului burghezo-moșeresc. Adică erau acele clădiri vechi, nu erau cele construite de regimul comunist, cele care fuseseră afectate. Deci, practic, cumva responsabilitatea pentru colapsul acestor clădiri nu aparțineau nici lui, nici regimului comunist, ci celor care, mă rog, fuseseră înainte de 1945 în România și care le construiseră prost sau le făcuseră de mântuială. Asta era, într-un fel, justificarea lui Nicolae Ceaușescu pentru această situație și răspunsul lui la aceste întrebări. La un moment dat, în cadrul unei ședințe pe care el o are cu activul de partid și cu specialiștii din domeniul construcțiilor, când respectivii îi spun că trebuie consolidate niște clădiri care au fost avariate în cutremur și riscă în continuare să se prăbușească, Nicolae Ceaușescu are o replică foarte dură și tranșantă și le spune: nu o să consolidăm noi acum ce nu s-a făcut în 40-50 de ani în timpul regimului burghezo-moșeresc. Adică cumva asta a fost ideea lui de a găsi țapii spășitori și vinovații erau cei care fuseseră anterior regimului comunist. Da, și am avut printre clădirile astea, văzusem și blocul continental, cel în care moare Toma Caragiu. Este da. asta cred că da, asta este imaginea, pentru că foarte multe personalități au sfârșit atunci, lucrul acesta generând un impact și mai mare asupra populației, nu, și astăzi lucrurile astea așa sunt e. prezentate. Într-adevăr, dar am impresia că au fost și blocuri noi care au avut de suferit, nu doar clădirile acestea vechi. Exact, asta a fost, dacă vreți, o problemă, că în momentul în care Nicolae Ceaușescu a spus, mă rog, sau propaganda regimului a susținut că doar clădirile vechi au căzut, s-a constatat că căzuseră și clădiri noi abia construite, adică, de exemplu, căzuse o scară de la blocul OD16 din cartierul militar, care fusese construită relativ recent. Și acolo a căzut doar o scară dintr-un bloc și s-a pus întrebarea de ce s-a întâmplat chestia asta, că totuși ăla nu era un bloc construit în anii 40-50. Ei, întrebările astea ușor deranjante au fost trecute cu vederea și mușamalizate, pentru că, de fapt, răspunsul ar fi condus către vinovăția directă a celor care construiseră în perioada lui Nicolae Ceaușescu, din acea dorință a lui Nicolae Ceaușescu de urbanizare și industrializare accelerată, din dorința de a îndeplini, nu, planul cincinal înainte de termen și dacă trebuia să construiești știu că erau niște chestiuni, povesteau niște arhitecți care lucrau în perioada respectivă, se lucra într-un ritm efectiv infernal, exista pretenția să construiești un bloc în 2 săptămâni, ceea ce era absolut și de fără nefăcut. Materia primă, știm cum era, da, care deja începea să lipsească? Totul era un dezastru. Oamenii respectivi chiar povesteau că nu dormeau noaptea din cauza fricii că se întâmplă ceva cu blocurile respective. Absolut totul era făcut la repezeală. Nu se respecta rețeta cimentului, nu se respectau normele tehnice. Exista pretenția ca constructorii să facă economie de materiale, nu li se dădeau pur și simplu. Dacă, de exemplu, un proiect figurau un bloc cu, nu știu, cu 3 scări, trebuia să aibă fiecare scară 4 stâlpi de susținere, adică 12 stâlpi de susținere, și venea un
activist care tăia doi stâlpi ca să facă economie și atunci veneau inginerii și făceau tot felul de, mă rog, din astea improvizații sau încercau cumva să se remedieze chestia asta. Se adăuga devălmășia lucrărilor și să spunem și direct faptul că se furau materiale de pe șantiere în perioada respectivă, ajungeau practic ca ultima scară pe care o construiau într-un bloc să fie cea mai prost construită. Adică nu le mai ajungeau practic materialele să facă ultima scară și era cea mai proastă respectiva scară. Da, ceea ce ziceți dumneavoastră acum, lucrurile astea au încetat după 77 sau au continuat? Din informațiile pe care le-am mai citit, sigur, a fost o perioadă foarte imediat după cutremur și mai ales după ce... Adică dacă au apărut reguli stricte din momentul ăla. Da, s-au luat niște măsuri în privința siguranței construcțiilor. De fapt, atunci au fost luate primele măsuri legate de riscul seismic, de, regulamente din acestea de construire și o perioadă frica a făcut ca constructorii să nu, să-și îndeplinească în mod, să zic, cinstit. A apărut și calitatea pe lângă cantitate. Și calitate, da. S-a urmărit și calitatea, numai cantitate. Însă, pe măsură ce s-a îndepărtat această chestiune de cutremur din 77, s-a revenit la practicile anterioare. Și în haosul care a existat în anii 80 de a construi, s-a revenit practic la aceleași deci situații. S-a uitat. Da, s-a uitat chestiunea asta. Presiunea, frica inspirată de, nu știu, posibilele controle a scăzut. Au fost specialiști, de exemplu, care au încercat să atragă atenția asupra a ceea ce se putea întâmpla dacă se continuă pe linia asta sau ceea ce se putea întâmpla dacă blocurile rămase nu sunt reparate, nu știu exact ce termeni tehnici se folosesc. Da, știu la ce vă referiți și într-adevăr că dumneavoastră arătați acea secvență în care Nicolae Ceaușescu ataca frontal un ziar austriac care se îndoia că România își va, îndeplini planul cincinal după cutremurul ăsta. Austriecii nu erau deloc departe de adevăr, în sensul în care, bineînțeles, acum chiar mă uitam pe o statistică și, într-adevăr, cutremurul din 1977 a reprezentat o mare lovitură pentru economia românească și pentru, în general, pentru țara noastră. Pagubele au fost uriașe, materiale vorbesc, și nu... România practic nu și-a mai revenit din 1977, după care a intrat în acea incapacitate de plată în 81 și a urmat dezastru economic de la sfârșitul anilor 80. Deci practic cu tremurul din 77 este un moment de cotitură și pentru regimul comunist din punctul ăsta de vedere al dezvoltării economice. Până în 1977 România părea că este pe un ciclu de dezvoltare, se construia lumea, își aduce aminte că se trăia ceva mai bine, exista oarecare libertate și bunăstare. După cutremurul din 77, practic, începe declinul economic. Deci, cumva, ziariștii austrieci fie au din greșeală sau intuit lucrul ăsta, poate ei au scris doar un articol, care să fie critic la adresa regimului comunist fără să-și dea seama, dar au totuși au atins acest punct, care l-a iritat pe Nicolae Ceaușescu. De ce? Pentru că și el știa lucrul ăsta. Știa nivelul pagubelor, știa că economia românească nu este capabilă să absorbă un astfel de dezastru. De aici este și chestiunea că el a dat practic un ordin ca urmările cutremurului să fie înlăturate până la 1 mai 1977. Deci a stabilit un deadline pentru ca efectiv totul să fie ca înainte până la 1 mai 77. Deci în două luni de zile aproape trebuiau rezolvat curățat tot orașul. Da, nu numai Bucureștiul, ci toată țara, pentru că totul trebuia să fie totul lună până la marea defilare de pe 1 mai clar. Și gândiți-vă că era vorba de nu numai de clădirile căzute, erau cele mai, optimiste estimări
ale specialiștilor, pentru că imediat după cutremur s-au creat niște comisii de expertizare a clădirilor din au București. Au lucrat liber sau au fost influențate, supuse unor presiuni să rezolve mai repede sau să treacă cu vederea peste anumite chestii? Inițial, știți că vă spuneam la începutul emisiunii, nimeni nu știa și nimeni nu era pregătit și nu știa ce se întâmplă în cazul unui cutremur. Tocmai pentru că autoritățile, regimul comunist nu știa exact ce înseamnă expertizarea asta și la ce poate să ducă, inițial comisiile de expertiză au fost lăsate să lucreze liber. Adică pur și simplu experții în domeniul construcțiilor, arhitecți, în fine, întregul activ care lucra în domeniu, că și care a fost mobilizat imediat după 4 martie, au fost lăsați să meargă pe teren și să expertizeze clădirile. Ei, când s-au întors experții și s-au centralizat rezultatele, expertizelor lor, a rezultat un număr de, numai în București, un număr de 6.000 de clădiri care erau în diverse stadii de avarie, de la clădiri care erau avariate ușoare până la vreo 1.200 și ceva de clădiri care erau în stare avansată de avarie, în sensul în care, practic, se puteau prăbuși oricând, dacă se mai întâmpla un cutremur mult mai mic, sau pur și simplu stăteau să cadă ele în sine. Unele dintre ele, spuneau specialiștii, nu rezistă la portanță, adică dacă bagi oamenii în ele, pot să cadă. Când cifra asta de 6.000 a ajuns în birourile secretarilor de partid de la Capitală și după aia mai sus la Ceaușescu, a fost un șoc și un dezastru. Nu se poate, au spus, nu pot să fie atât de multe. Pentru că ei și-au dat seama că dacă sunt 6.000, înseamnă că trebuie să lucrăm la ele nu știu câți ani până să le facem. Și directiva a fost, nu mă interesează, reduceți numărul de clădiri. Astfel încât, practic, a existat o a doua expertizare a clădirilor. Alte comisii au venit în urma primelor comisii și au încercat din pix să reducă numărul de clădiri pe care primele comisii le spuseseră că ar putea să fie expertizate. Și au rezultat în jur de 3.500. Care astăzi sunt în picioare, zic că o parte dintre ele sunt locuibile în București. Mare majoritate sunt în picioare și asta spuneați dumneavoastră că au existat oameni. Un caz foarte cunoscut este cel al inginerului Gheorghe Ursu, care era în perioada respectivă, lucra la un institut de proiectări în București și se ocupa direct de, a fost membru într-una dintre aceste comisii, a expertizat blocul Patria din Capitală. A fost una dintre persoanele care a văzut că, practic, de sus există această directivă de a nu consolida clădirile. La blocul Patria trebuiau puși niște piloni de susținere, niște bârne care să susțină și cei de sus spuneau că nu vor să facă chestia asta. Și erau mai multe clădiri de acest tip. Ceaușescu dăduse ordine, nu mă interesează, unde există crăpături se tencuiește și foarte mulți, adică să vă imaginați că foarte mulți cetățeni au fost păcăliți de autorități care au inventat denumirea de tencuială antiseismică, adică li se explica, cetățenii vedeau în apartamentele lor crăpături în structură și lor li se explica că acele crăpături vor fi acoperite cu o tencuială antiseismică care practic le consolidează în cadrul unui cutremur. Nu exista așa ceva, bineînțeles. Era pur și simplu un clei care era băgat în acele suprafețe și după aceea se aplica o tencuială simplă pe deasupra lor. Era practic vorba de o operațiune de cosmetizare. Că practic toți, acum în momentul ce Ceaușescu spusese până la 1 mai să fie gata tot trebuia să fie gata până la 3. Nu conta că blocul ăla stătea să cadă sau că avea găuri în fațadă sau cum, nu trebuia totul acoperit cât să fie. Da. Și continuând pe firul acesta, ca să vă păstrați ideea, pentru că nu mai avem foarte mult de emisiune, aproape 10 minute, lucrurile astea l-au ajutat și pe Ceaușescu să-și pună în aplicare acel plan de sistematizare a orașelor, inclusiv a Bucureștiului, nu? Da, asta fără niciun dubiu, treptat cumva ideea s-a întâmplat, cum să vă zic, existau, din ce știu, existau niște planuri pe care Nicolae Ceaușescu le avea deja, adică el se gândise cumva mult înainte de cutremurul din 1977 că ar vrea o sistematizare în special a zonei centrale din București. Nu erau neapărat niște planuri pe care le avea
le-a inventat Nicolae Ceaușescu erau planuri vechi, unele datau de pe vremea lui Carol al II-lea, pentru că preocuparea pentru refacerea și reamenajarea Bucureștiului erau foarte vechi, mai ales în zona centrală, pe solul acela nisipos și cu apă, cu să zic, zona râului Dombovița și cu acele infiltrări de apă care sunt în sol. Deci, cumva, Nicolae Ceaușescu se gândise deja cu mult înainte că ar fi bine dacă cumva ar putea să curețe centrul Bucureștiului, în special, de clădiri și acolo să reconstruiască, practic, să creeze un centru administrativ, politico-administrativ, da? Să adune toate ministerele, toate clădirile importante, sediile și, evident, să construiască ceea ce ulterior știm că s-a numit Casa Poporului. Adică el avea aceste planuri, nu erau foarte precise și nu știa exact când o să se apuce de lucrul ăsta, însă, evident, odată cu cutremurul din martie 77, iată, o parte din clădirile pe care el viza să le dărâme s-au dărâmat, altele erau avariate și deja din 19 martie, și pot să vă spun că știm data cu siguranță de ce, pentru că 19 martie 77, am găsit în documentele din Arhiva Securității, are loc o ședință a Consiliului Securității Statului, care era organismul de conducere al securității, al Departamentului Securității Statului, în care șefii securității sunt înștiințați de ministru Coman că s-a discutat, că a avut loc o discuție cu Nicolae Ceaușescu și că în zona centrală se va construi un mare spațiu politico-administrativ. Și de ce le spune Coman acest lucru șefilor securității? Pentru că securitatea avea două sedii în zona centrală și acele sedii trebuiau mutate. Deci, practic, din 19 martie 77, la foarte puțin timp după cutremurul din 77, deja în mediile acestea guvernamentale se știa că urmează ca zona centrală să fie destinată acestui spațiu politico-administrativ și că în consecință niciuna din clădirile afectate de cutremur din centru nu va fi consolidată, ba mai mult, unele dintre ele vor fi dărâmate pentru a face loc acestui ansamblu. Da, deci e clar. Ce vreau să vă mai întreb, revin puțin la o temă de la începutul emisiunii. Statul de atunci cum a acceptat sprijinul financiar? A acceptat, bănuiesc că a fost un sprijin financiar din afară, din Occident, pentru România, a fost acceptat sau refuzat în unele cazuri? Da, aici, sigur, a fost acceptat mai mult decât atât. Deja din prima săptămână după cutremur, organele de securitate, de exemplu Direcția de Informații Externe, a fost dirijată pentru a obține ajutoare din străinătate, adică, practic, s-a procedat la, asta s-a numit acțiunea Solidaritatea, exact așa se numea. De la oricine aceste ajutoare erau acceptate? Adică sau existau anumite persoane care... Nu, exista un fond de donații și acolo acel fond era prin Crucea Roșie Internațională și prin bănci, dar acelea erau donații separate. Aici este vorba strict de niște de lucruri de care regimul de la București avea nevoie. Să o spunem foarte deschis, Nicolae Ceaușescu a profitat de cutremurul din 1977 ca să încerce să procure materiale care erau necesare, diverse produse care erau sub embargo sau așa mai departe. Securitatea a fost lucra în felul următor, se întocmea o listă de necesități de la București și această listă de necesități era trimisă rezidențelor securității din exterior, din străinătate. Li s-a spus clar lucrătorilor de securitate că nu trebuie să accepte alt tip de donații, adică pur și simplu explicit li s-a spus dacă ambasada României de la, nu știu, Washington sau Londra sau, nu știu, Tokyo este contactată pentru a primi donații de genul corturi, materiale medicale, nu știu, sau sume foarte mici de bani, 100-200 de dolari, refuzați aceste ajutoare. Voi trebuie să vă concentrați să procurați această listă de ajutoare pe care vă trimitem noi
și care era, în care era vorba, nu știu, generatoare, excavatoare, automobile, auto-utilitare, echipament medical, dar special și așa mai departe. Tot felul de produse din acestea de care regimul, pe care regimul le va folosi ulterior, dacă vreți, și în construcția casei poporului și în alte, în alte scopuri. Parte dintre ele n-au ajuns niciodată, de fapt, în uzul oamenilor. Adică li s-a dat o policlinică complet utilată, care a fost după aceea folosită de nomenclatura comunistă. Adică s-a dotat policlinica Elias cu ea. Da. Deci genul ăsta de acțiune a fost cea întreprinsă de Securitate. De asemenea, s-au cerut sume de bani și s-au donat sume destul de consistente în aceste conturi, care au fost administrate de Banca Română de Comerț Exterior, care era Banca Securității. Deci, cumva, regimul a folosit cu tremurul din 77 pentru, într-adevăr, pentru a obține tot felul de ajutoare, dar care au fost dirijate pentru scopurile regimului, nu pentru a ajuta populația. Nimic din sumele astea nu a ajuns la populație. Toate documentele referitoare la aceste donații au fost distruse. Eu am găsit dosarul în arhiva CNSAS-ului. Distruse după 90? Poftim? Distruse după 90? Nu, distruse înainte de... Distruse imediat, la un an după, deci după ce s-a întrerupt operațiunea. S-a pierdut tot ce înseamnă... Da, financiar, acest bilanț financiar. S-au spus toate telegramele, s-au schimbate între aceste rezidențe ale României din străinătate și așa. S-a distrus corespondența între organisme internaționale și statul român prin care erau donate sume de bani. De exemplu, să vă dau un exemplu, erau donații primite de la Biserica Baptistă sau de la... unele au fost trimise de la Vatican. Deci donații trimise de Vatican în contul statului român pentru sinistrați, care au fost practic trecute în contul ăsta la dispoziția regimului comunist, dar telegramele au fost distruse. Adică au încercat da, erau să... unele culte interzise în România care, iată, nu vorbesc de Vatican, vorbeam de baptiști, care... Aha. Ajutau. Nu mai avem decât câteva minute. Vreau să vă mai întreb ceva. Ce s-a întâmplat cu o parte din populație care și-a pierdut casele? Au fost mutate în alte blocuri? Ce soluții s-au găsit în perioada? Da, o parte au fost mutați în alte blocuri, dar și li s-au dat, într-adevăr, apartamente noi. Dar nu toată lumea a primit astfel de apartamente. Problema cea mai gravă a fost cu persoanele care au continuat să locuiască în aceste imobile avariate, cu diverse grade de avarie. Nu știu, cred că trecuseră vreo 7 sau 8 ani de la cutremur. Asta am găsit într-un alt dosar și vă dau exemplu pentru că este relevant. Nicolae Ceaușescu face o vizită prin centrul capitalei și la un moment dat, în fața coloanei, în timpul deplasării coloanei oficiale din mulțime, a ieșit o femeie care s-a aruncat efectiv în fața limuzinei lui Nicolae Ceaușescu. A reușit să spargă cumva cordonul de oameni și s-a aruncat în fața limuzinei. Și, mă rog, a oprit șoferul, s-a dat jos Nicolae Ceaușescu și femeia respectivă s-a dus la el cu o petiție în care i-a spus stau de 7 ani de zile într-un bloc avariat în 1977, scârție, podeaua, ne putem prăbuși în orice moment. Am fost la toate autoritățile, mi s-a promis că o să fiu mutată într-un alt bloc și stăm de 7 ani toți locatarii în blocul ăsta care se clatină în toate părțile. Deci ăsta e un caz cât se poate de concret și aceste cazuri sunt multe. Deci problema a fost cu aceste persoane care au continuat să locuiască în imobile, stând cu frica în sân, știind oarecum că nu sunt consolidate și nici nu li s-au repartizat alte locuințe, pentru că în actele oficiale locurile alea apăreau ca fiind perfect locuibile. Da, domnul Hodoș, iată că mai avem așa un minut din emisiune. Vă rog, dacă ați trage niște concluzii legate de modul în care regimul comunist a gestionat și cu bune și cu rele această criză, această catastrofă cu tremurul din 1977, ce ați spune? Aș spune că autoritățile comuniste au mușamalizat consecințele cutremurului din 1977. Nu au luat măsurile care ar fi putut să fie luate pentru a remedia
din clădirile care, mă rog, fusese avariate și practic a perpetuat o problemă de siguranță a cetățenilor până în zilele noastre, lansând în același timp o mitologie care să liniștească populația, de la ideea că toate blocurile au fost renovate și de la imaginea aceasta că autoritățile comuniste au făcut, s-au comportat exemplar, până la mituri urbane. De atunci au apărut acele legende cu blocurile pe bilă, care nu există, cu tot felul de, s-au construit, că ideea aceasta că după 1907, tot ce este construit după 1977 este sigur, pentru că din momentul ăla autoritățile au fost foarte atente și nu s-a mai construit nimic haotic. Deci foarte multe din aceste legende menite să liniștească populația provin din perioada aceasta 1977 și țin de modalitatea în care autoritățile comuniste practic, ca să o spun foarte direct, au mințit populația legat de ceea ce s-a întâmplat în timpul cutremurului și față de efectele lui. Da. Vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune și sper să ne mai vedem și cu altă temă legată de istoria asta contemporană, extrem de frumoasă și dacă o înțelegem, poate o să tragem și niște concluzii care să ne ajute și astăzi și în viitor. Vă mulțumesc pentru invitație. Da. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Sper că ați asistat la o emisiune interesantă, o emisiune legată de cutremurul din 1977, din 4 martie. Însă nu uitați, aici la Alba Caruna TV, în fiecare luni seara, de la ora 18:30, emisiunea Istoria. O să vă aștept și săptămâna viitoare, la aceeași oră. O seară bună!